Continuăm seria de povești pentru copii, seria Zidește pe stâncă. Cum a trimis Dumnezeu un câine să salveze o familie și alte povestiri devoționale. Joel Bickey and Diana Klein. Recunoștința lui Jack. Cu mulți ani în urmă, înainte să se fi inventat mașinile, oamenii călătoreau în trăsuri trase de cai. Într-o seară friguroasă, într-un orășel din Anglia, o trăsură a oprit la un grajd pentru a schimba caii. Henry Williams, proprietarul grajdului, a fost întâmpinat de rafale reci de vânt atunci când a ieșit să bage caii obosiți în grajdul lui. În timp ce dezlega harnașamentul, în grajdul lui a intrat un marinar obosit și ponosit. "Scuzați-mă, domnule," a spus marinarul, "aș putea dormi în podul dumneavoastră cu fân în seara asta?" "Nu, niciodată unul ca tine în grajdul meu," a răspuns Henry brutal. "Ai face bine să pleci, altfel o să ai mari probleme." "Dar, domnule, poate că și dumneavoastră o să aveți vreodată nevoie de ajutor." "În plus, eu sunt cinstit. Nu aș lua nimic care nu îmi aparține, chiar dacă nu aș avea încălțăminte." "Ei bine, nu pot avea încredere în tine atâta vreme cât văd cum arăți. Pleacă, altfel..." Sărmanul Jack Willis a plecat flămând și foarte obosit. Încercase deja atâtea locuri, însă răspunsul era întotdeauna același. Nimeni nu voia să ajute un cerșător. În timp ce a pășit înapoi în întuneric, cineva l-a atins ușor pe umăr. Întorcându-se, Jack a văzut un băiețel care ajuta la grajduri. "Așteaptă," a spus încetişor băiatul. "Cred că știu unde poți găsi ajutor. Mergi în jos pe drumul acesta până ajungi la primul magazinaș. Doamna Smith este văduvă, dar sunt sigur că te va lăsa să dormi în magazia ei de lemne. Este foarte amabilă și întotdeauna este gata să îi ajute pe cei nevoiași." "Îți mulțumesc foarte mult," a răspuns Jack. Ce căldură i-a umplut inima. Mai exista totuși cineva căruia îi păsa de ce aflați în nevoie. Vaporul lui Jack intrase în port cu doar 2 zile în urmă. Atunci când a ajuns la țărm, Jack a fost jefuit și nu a mai rămas cu nimic din ceea ce avea la el. Acum trebuia să cerșească tot drumul spre Londra, iar de fiecare dată când cineva refuza să îi ofere mâncare sau adăpost, el se simțea foarte rănit. Jack a parcurs repede strada. Inima lui era plină de speranță. Însă când a ajuns la magazin, ușa era încuiată. Era destul de târziu deja. Să îndrăznească să o deranjeze pe doamna Smith, Jack a ezitat, dar și-a amintit de ce a spus băiatul de la grajd despre cât de amabilă era. Nu refuza niciodată oamenii care aveau nevoie de ajutor. Jack a ciocănit ușor. Curând i s-a răspuns. "Bună seara, pe mine mă căutați?" "Bună seara, dumneavoastră sunteți doamna Smith?" "Mi s-a spus că dacă vă rog, mă veți lăsa să dorm în adăpostul dumneavoastră pentru lemne." "Hai, intrați. Păreți a fi aproape înghețat." "Nu am mult în seara asta, dar vreți să vă alăturați mie?" "Tocmai mă așezam să mănânc." În timp ce mânca din cina simplă a văduvei, Jake
i-a spus tot ce i se întâmplase. I-a spus despre unele naufragii la care a fost martor. A relatat de asemenea cum a scăpat ca prin urechile acului de la un naufragiu. Domnul Jake, cât de recunoscător trebuie să fiți că Dumnezeu, în providența lui, v-a cruțat până în momentul acesta. Dar amintiți-vă că cel care v-a salvat viața pe mare poate de asemenea să vă salveze sufletul. Domnul și-a trimis Fiul, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru păcatele poporului său. I-ai cerut vreodată Domnului să aibă milă de tine? După ce i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru masă, văduva a împrăștiat niște fân curat și uscat într-un colț al magaziei ei. Jake s-a așezat pe fân cu o inimă plină de recunoștință și a dormit buștean toată noaptea. Când s-a trezit în dimineața următoare, și-a netezit hainele șifonate cât de bine a putut. Apoi s-a dus să îi mulțumească femeii amabile care avusese grijă de el și a găsit-o pregătindu-i un mic dejun cald. Când a terminat de mâncat, i-a dăruit și o mică sumă de bani, care să îl ajute să călătorească mai departe. Când a părăsit casa ei, doamna Smith i-a urat ca binecuvântarea Domnului să îl însoțească pe drum. Au trecut 10 ani și nimeni nu și-a mai amintit de ce s-a întâmplat în acea noapte cu vânt rece, cu o singură excepție. În acea noapte s-au întâmplat multe lucruri în acel oraș mic. Doamna Smith a îmbătrânit și ea. Părul ei a albit și pentru a se deplasa trebuia să folosească un baston. Dar avea încă inima plină de dragoste pentru a-i ajuta pe alții. Chiar dacă nu era bogată, dacă împărțea ce avea cu cei care erau în nevoie. Într-o dimineață, doamna Smith a primit o scrisoare mare care părea însemnată: Dragă doamnă Smith, a citit ea, sunteți invitată să veniți în Londra mâine. Am un mesaj pentru dumneavoastră, însă aș vrea să vi-l transmit în persoană. Vă rog să veniți la ora 11 la Hanul Leul Roșu ca să ne întâlnim. Vă mulțumesc! Doamna Smith era foarte surprinsă de această invitație. Nu vă duceți, doamna Smith, a sfătuit-o un vecin. Vi se face o farsă. Nu cred că e potrivit să mergeți la o astfel de întâlnire de una singură. Londra este un oraș nelegiuit, știți asta, a avertizat-o un alt vecin. Mi-e teamă să nu vă facă cineva vreun rău. Doamna Smith nu își părăsise niciodată orășelul. Îi era puțin teamă să meargă într-o călătorie așa de lungă, însă dorea să nu fie suspicioasă față de cei din jur. Domnul îi deschisese ochii să vadă că are nevoie de Fiul lui, Domnul Iisus Hristos, pentru mântuirea ei. Și se încredea că Dumnezeu în providența lui o va proteja de orice rău. În dimineața următoare, deci, doamna Smith s-a urcat în prima trăsură care mergea spre Londra. Vizitiul a ajutat-o să coboare și curând se afla în Marele Han. Înainte să devină neliniștită, au salutat-o doi bărbați respectabili. Ei bine, doamnă Smith, sunt foarte bucuros să văd că ați putut face această călătorie. Vă rugăm să ne însoțiți în camera noastră. Când au ajuns în camera lor, doamna Smith a fost foarte uimită să-l audă pe același bărbat spunând: Mamă, ce mai faceți? Vă mai amintiți de mine? Doamna Smith s-a uitat cu atenție la străin. Nu, domnule, nu cred că vă cunosc, a ezitat ea. Sunt Jack Willis. Vă mai amintiți de marinarul cerșător pe care l-ați luat în casa dumneavoastră în urmă cu aproximativ 10 ani? Nu aveam niciun ban și niciun prieten în oraș. Dar dumneavoastră mi-ați dat de mâncare
și un loc de dormit în acea noapte rece de iarnă. Nu am uitat niciodată bunătatea dumneavoastră. Acum că sunt capitanul unui vapor mai mare, aș dori să vă dau ceva în schimb." Îndreptându-se spre celălalt bărbat, Jake a continuat: "Acesta este domnul Betes. Este un avocat pe care l-am rugat să vă dea o sumă de bani anual. Aceasta pentru a vă arăta ceva din recunoștința pe care vă port pentru bunătatea dumneavoastră. Dar, în special, vreau să știți că Dumnezeu a vorbit inimii mele prin avertizările dumneavoastră. Domnul a folosit cuvintele și exemplele dumneavoastră pentru a mă convinge de păcatul meu. El m-a condus la singura sursă de salvare pentru un păcătos ca mine, la Fiul lui, Domnul Iisus Hristos." Inima doamnei Smith era plină de uimire. Copleșită de tot ce a auzit, s-a izbucnit în lacrimi. Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui bogate și pentru grija față de Jack, atât pentru trupul, cât și pentru sufletul lui, s-a întors acasă. Cât de mulțumitoare era că Domnul se îngrijise și de ea. Acum avea suficienți bani să ajute și mai mulți nevoiași. Tot restul vieții ei, ori de câte ori auzea pe cineva care își povestea necazurile, se gândea întotdeauna la providența și harul minunat al lui Dumnezeu arătate în viața lui Jack Willis. Întrebare: pentru ce ajutor primit din partea doamnei Smith a fost cel mai recunoscător Jack? Să citim în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: "Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi." Când i-a văzut Iisus, le-a zis: "Duceți-vă și arătați-vă preoților." Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: "Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?" Apoi i-a zis: "Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit." Dumnezeu este viu. A fost odată o soție de slujitor al lui Dumnezeu care se încredea în Dumnezeu. În vremuri de încercare, ea spunea deseori: "Nu te teme, Dumnezeu trăiește și va avea grijă de noi." Însă, după moartea soțului ei, viața a devenit foarte dificilă. Erau foarte săraci și copiii se îmbolnăveau deseori. Însă ea tot credea că Dumnezeu este viu și că va avea grijă de ei. Totuși, într-o zi, când lucrurile se înrăutățiseră, credința ei a eșuat și a izbucnit în lacrimi. Fiul ei cel mai mic a văzut-o plângând și a pus mânuțele în ale ei și i-a privit fața înlăcrimată. Foarte trist, el a întrebat-o: "Mami, acum Dumnezeu e mort?" Uimită, mama lui s-a oprit din plâns și și-a șters lacrimile. L-a luat pe băiețelul ei în brațe și i-a spus: "Nu, fiul meu, Dumnezeu nu e mort. Îți mulțumesc că mi-ai pus întrebarea aceasta. El este viu în veci. Este un ajutor permanent în fiecare moment în care suntem în nevoie. El ne va ajuta.
Dumnezeu l-a folosit pe băiețelul ei pentru a-i aminti că el e viu și că rămâne credincios poporului său. Întrebare: de ce a fost o mângâiere pentru soția slujitorului creștin faptul că Dumnezeu e viu? Să citim Isaia, capitolul 41, versetele 1 la 13. Tăceți, ostroave, și ascultați-mă, să-și învioreze popoarele puterea să înainteze și să vorbească, să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care, în neprihănirea lui, îl cheamă să calce pe urmele lui? Cine îi supune neamuri și împărați? Cine le face sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? El îi urmărește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, eu, Domnul, cel dintâi și același până în cele din urmă veacuri. Ostroavele văd lucrul acesta și se tem. Capetele pământului tremură, se apropie și vin. Se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său: fii cu inimă. Lemnarul îmbărbătează pe argintar. Cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: este bună, și țintuiește idolul în cuie, ca să nu se clatine. Dar tu, Izraele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu, pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-am zis: tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine. Vor fi nimici și vor pieri cei ce ți se împotrivesc. Îi vei căuta și nu îi vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Johann Brenz. Johann Brenz avea aproape 18 ani când Martin Luther a bătut în cuie în 1517 cele 95 de teze pe ușa bisericii Wittenberg. El locuia în Ol, un oraș din Germania. Era un om care se temea de Dumnezeu, iar influența sa în biserică și în statul Württemberg era mare. Romano-catolicilor nu le-a plăcut deloc acest fapt, bineînțeles, ei îl urau. În anul 1546, locuitorii au primit o veste înspăimântătoare. Împăratul Charles al V-lea l-a trimis pe ducele de Alva cu o armată să captureze orașul și să îi persecute pe protestanți. Ducele de Alva avea în vedere o anumită persoană, pe Johann Brenz. Când orașul a fost cucerit, ducele de Alva le-a comandat soldaților
să îl găsească și să aducă acest eretic, în ghilimele, la fel, fie viu, fie mort. Soldații nemiloși s-au năpustit asupra casei predicatorului. El s-a înfiorat când i-a auzit bătând puternic la ușa din față, însă a decis rapid să fugă. În momentul în care ieșea pe ușa din spate, a auzit toporul unui soldat care spărgea ușa din față, dar el era în siguranță. Soldații au verificat casa, însă nu l-au găsit. Când ducele de Alva și-a luat soldații și a plecat, el s-a întors în oraș și a predicat din nou Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Când a auzit acest lucru, Charles al V-lea s-a înfuriat și au hotărât încă o dată să îl captureze, indiferent de cost. Pe 14 iunie, de ziua lui de naștere, predicatorul se bucura de o cină festivă cu familia lui. Habar nu avea că era în mare pericol. Grenville, un ofițer trimis de Charles al V-lea, a intrat în oraș împreună cu armata lui cu scopul de a-l aresta pe Brenz. Grenville s-a dus direct la primărie și, imediat ce consilierii s-au așezat, le-a spus că împăratul are un mesaj secret pentru ei. Aceștia au fost, bineînțeles, nerăbdători să afle acest mesaj. În primul rând, trebuie să promite solemn că nu veți spune nimănui ceea ce urmează să vă zic, a spus Grenville. Bărbații au jurat că nu vor spune nimănui nimic. Cu un zâmbet și ret, Grenville a scos din buzunar scrisoarea împăratului și a citit-o cu voce tare. Johann Brenz trebuie să fie luat ca prizonier. Dacă acești domni vor ajuta la capturarea ereticului, în ghilimele, împăratul îi va răsplăti, dar dacă nu vor coopera, întregul oraș va avea de suferit. Înspăimântați membrii Consiliului și-au dat seama că au fost trași pe sfoară. Vicleanul Grenville știa că Brenz are mulți prieteni printre aceștia și i-a pus, deci, să facă acel jurământ. În acest fel, ei nu aveau cum să îl avertizeze pe pastor. Consilierii se simțeau prinși în capcană, nu voiau să își trădeze predicatorul iubit, dar în același timp le era teamă de răzbunarea împăratului. Frica a învins, iar ei au decis să îl ajute pe Grenville. Grenville era sigur acum că Brenz nu va reuși să scape și a trimis imediat un soldat să îl aducă, dar Grenville nu a luat în considerare faptul că ochiul de tată al lui Dumnezeu veghea asupra lui Brenz. Când consilierii au făcut acel jurământ, Grenville nu a observat că unul dintre ei lipsea și că a intrat mai târziu. Imediat ce acest bărbat a aflat că Brenz urmează să fie arestat, a scris un bilețel. Pastorul se bucura încă de cină când mesagerul i-a adus bilețelul. L-a deschis și a citit. Fugi! 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 Brenz și-a schimbat rapid hainele și a fugit. Pe stradă, predicatorul l-a întâlnit pe soldatul care urma să îl aresteze. Acesta l-a oprit și l-a întrebat. Știi unde locuiește Johann Brenz? Da, știu. Îți voi arăta, a răspuns calm. S-a întors și a mers puțin cu soldatul, arătându-i casa parohială de la capătul străzii. Apoi fiecare și-a văzut de drumul lui. Soldatul s-a îndreptat spre casa parohială, iar pastorul spre poarta orașului care dădea în altă localitate, Stuttgart. Ducele Ulrich din Stuttgart l-a primit cu brațele deschise pe pastor și l-a ascuns în palatul lui. Nu după mult timp, însă, un trădător i-a spus împăratului unde s-a ascuns pastorul. Împăratul a trimis imediat o trupă de soldați spanioli călare pentru a-l aduce pe pastor înaintea lui. Soldații și-au început călătoria și au oprit peste noapte la principele elector al Bavariei, care le-a servit o masă delicioasă și le-a oferit paturi în care să doarmă. La masă, ofițerul responsabil pentru această acțiune
a explicat scopul călătoriei lor. Avem ordine de la Charles al V-lea să-l aducem pe ereticul Johann Brenz, fie viu, fie mort. Am aflat că se ascunde la palatul ducelui Ulrich din Stuttgart, plănuind să îl luăm prin surprindere. Nici nu bănuiește că venim. În următoarea zi, soldații au călărit până în Stuttgart. Ofițerul a mers îndată la ducele Ulrich și i-a zis: scoateți-l imediat afară pe pastor. Știu că se ascunde în palatul dumneavoastră. Acestea sunt ordinele împăratului Charles al V-lea. Era evident faptul că ofițerul era sigur de succes, dar dacă credea că îl va surprinde pe duce, se înșela. Ducele a fost cel care l-a surprins când a răspuns: nu este aici. Atunci, unde e? Știu că este aici. Sincer, nu știu unde este, a răspuns ducele. Când ofițerul l-a privit suspicios, el a adăugat: este adevărat, domnule, nu am idee unde e. Pot să jur asta. Nervos, ofițerul a plecat întrebându-se cum de Brenz a putut afla intențiile lor. Dar Dumnezeu, cel care conduce peste toate și a protejat copilul în timpul unei astfel de încercări de capturare. Noaptea precedentă, când soldații luau cina la principele elector al Bavariei, ofițerul i-a spus mândru misiunea lui. Soția principelui a auzit și ea acest lucru. Ofițerul nu a realizat faptul că această doamnă era prietenă cu predicatorul. De vreme ce ofițerul a afirmat clar că pastorul se ascundea în palatul din Stuttgart, ea a trimis un mesaj ducelui Ulrich. Seara târziu, ducele a primit mesajul. El l-a trezit în liniște pe pastor și i-a spus: mi-e teamă că trebuie să fugi din nou. Un trădător l-a informat pe împărat unde te ascunzi. Mâine vin soldații lui să te aresteze. Trebuie să pleci imediat. Nu-mi spune încotro apuci. Astfel nu voi putea să le spun nimic soldaților. Fie ca Dumnezeu să călătorească împreună cu tine și să te binecuvânteze din plin, pastore. Pastorul a îmbrățișat pe duce și a părăsit palatul luând doar o franzelă cu el. Pastorul era mulțumitor pentru noaptea caldă și pentru lumina blândă a lunii. În apropiere cânta o bufniță și un animăluț fugea să se adăpostească în tufișurile dense. Pastorul a trecut neobservat dincolo de porțile grele ale palatului, apoi s-a oprit. Încotro să meargă. Dintr-o dată, copleșit de tristețe și de confuzie, a căzut în genunchi și l-a implorat pe Domnul să îl călăuzească. Apoi a apucat pe drumul care părea că îl duce printr-o pădure nesfârșită de fag. Aici și colo se ivea câte o căsuță, însă toate ușile erau încuiate, cu excepția ultimei. A fost ca și cum a auzit o voce șoptindu-i: intră în ea. Îndrumat de lună, el s-a strecurat ușor pe scările spre pod, fără ca ocupanții casei să observe. Pastorul i-a mulțumit Domnului în timp ce s-a așezat pe podea. S-a pus la culcare chiar în momentul în care se iveau zorii. Când s-a trezit după câteva ore, s-a uitat în jur pentru a vedea unde se află. La câțiva metri de el se afla un morman mare de crenci. Pastorul a decis că ar fi mai bine să meargă de cealaltă parte a acestei grămezi. El și-a croit drum până dincolo de crenci și a observat o bârnă solidă într-un colț îndepărtat al podului. Ce ascunzătoare excelentă, se gândi el. S-a așezat în spatele bârnei, a mâncat un pic din pâinea lui și apoi a ascultat să audă vreun sunet care să-i spună unde se află și ce se întâmplă. Ceva mai târziu a auzit sunetul de neconfundat al tropăitului de copite. Inima i-a bătut ceva mai tare. Probabil că erau trupele împăratului care veneau să îl captureze. Oameni din vecinătate stăteau afară vorbind despre asta, iar pastorul putea înțelege fiecare cuvânt. Apoi vocile
au devenit din ce în ce mai slabe, iar oamenii și-au continuat drumul. După câteva ore, predicatorul a auzit niște oameni vorbind sub el. Este adevărat că se vor închide porțile orașului? A întrebat femeia. Da, e adevărat, a răspuns bărbatul. Soldații vor percheziționa fiecare casă din satul acesta. Sunt foarte hotărâți să îl prindă pe eretic. În după-amiaza aceea, pastorul a auzit un zgomot în grămadă de crenci. S-a lăsat în jos, în spatele grinzii și și-a ținut respirația. Sunetul se auzea din ce în ce mai aproape până când a ajuns chiar lângă el. Încetişor, el a întors capul ca să vadă ce este. Apoi a zâmbit, gândindu-se că i-a fost teamă. Era doar o găină. Curând însă, a fost copleșit din nou de frică atunci când găina a făcut un ou. Acum găina va cotcodăci. Cineva o să vină să ia oul și astfel voi fi descoperit. Găina nu a cotcodăcit, iar teama predicatorului s-a transformat în mulțumire pentru bunătatea Domnului. Găina a plecat în liniște la fel cum a venit. Pastorul și-a amintit de profetul Ilie, căruia corbii îi aduceau pâine și carne la porunca lui Dumnezeu. El a mâncat oul cu o bucată de pâine, fiind încredințat că Domnul va îngriji de el. Și Dumnezeu chiar a avut grijă de el. Găina s-a întors în fiecare zi, fără să cotcodăcească, a făcut câte un ou. Dar trupele spaniole se apropiau. Pastorul i-a auzit pe oamenii de jos spunând: astăzi soldații vor percheziționa zona noastră. Într-adevăr, soldații au ajuns la această casă și au intrat fără să ciocăne măcar. Predicatorul s-a încredințat în grija Salvatorului credincios și s-a tras cât mai adânc în ascunzătoarea lui. Soldații au ajuns și în pod ca să vadă dacă pastorul se ascundea acolo. Au căutat peste tot. Unul dintre ei și-a vărât sabia de mai multe ori în grămada cu crenci, iar un altul a împuns de mai multe ori acoperișul de paie. Nu este aici, a mormăit unul. Mergeți mai departe, a comandat altul, și trupa de soldați a părăsit casa. Trecuseră 15 zile de când pastorul se afla în ascunzătoarea sa. În fiecare zi, găina făcea un ou lângă el. În a 16-a zi, găina nu a mai venit. De asemenea, trupele soldaților au plecat din oraș în aceeași zi. Pastorul a auzit acest lucru de la oamenii de jos. A așteptat să se întunece afară, apoi a părăsit în liniște ascunzătoarea-i remarcabilă. Pastorul s-a întors înapoi la palatul ducelui Ulrich. Cât de surprins a fost ducele să-și revadă prietenul drag încă o dată. Cât de mare a fost admirația sa pentru modul minunat în care Domnul a ales să îl protejeze și să îl hrănească pe pastor. Nu putere umană sau gazde puternice, nici armăsari echipați sau fapte de război demne de laudă pot salva de la înfrângere. Dar Dumnezeu va salva de la moarte și rușine pe toți care se tem și se încred în numele Lui, și ei nu vor cunoaște nicio lipsă. Întrebare: văzând ouăle de găină, la ce personaj biblic s-a gândit pastorul? Să citim 1 Samuel, capitolul 23, versetele 13 la 29. Atunci David s-a sculat cu oamenii lui în număr de aproape 600 de inși. Au ieșit din Cheila și s-au dus unde au putut. Saul, aflând că David a scăpat din Cheila, s-a oprit din mers. David a locuit în pustie.
în locuri întărite și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. David, văzând că Saul a pornit să-i ia viața, a stat în pustia Zif, în pădure. Atunci, Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu și i-a zis: "Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta." Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Zifiții s-au suit la Saul, la Gibea, și au zis: "Nu-i David ascuns între noi, în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Coboară-te, dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi, dacă e vorba, să-l dăm în mâinile împăratului." Saul a zis: "Domnul să vă binecuvânteze, că aveți milă de mine. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați, ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde. Veniți apoi la mine cu ceva temeinic și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda." S-au sculat dar și s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon, și anume în câmpia dinspre miază zi de pustie. Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui și David, cu oamenii lui, pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe ai lui, ca să pună mâna pe ei, când un sol a venit și a spus lui Saul: "Grăbește-te să vii, căci au năvălit filistenii în țară." Saul a încetat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea locul acela s-a numit Sela Amahlecot, stânca împărțirii. De acolo David s-a suit spre locurile întărite din Engedi și a locuit acolo.